fiind o filială nouă, practic avem doar 3 ani de când suntem pe piața din România ca și reprezentanță directă, așteptările sunt destul de mari. Suntem în creștere, încă suntem în creștere și produsele noastre sunt produse cunoscute pe piață și din acest motiv ne așteptăm ca și anul acesta să fie un an cu creștere importantă. Piața de instalații, din păcate, nu are o creștere foarte mare, sau nu văd o creștere foarte, foarte mare. Ca și firmă relativ nouă pe piață, noi sperăm la o creștere pe domeniul nostru prin acapararea clienților deja existenți. Dar piața de instalații nu întrevede o creștere substanțială din punctul nostru de vedere. Avem produse care sunt lansate deja, de luna aceasta am început să lansăm produse noi, mai avem produse care se vor lansa până la sfârșitul anului. Testul este și foarte mult în partea de dezvoltare, așadar anul acesta avem în plan să lansăm 7 noi produse care vin cu îmbunătățiri față de produsele vechi sau sunt produse noi 100% și care sperăm noi să ducă la o creștere a brandului și în același timp să ajute clienții noștri să dezvolte activitatea și în alte direcții. Revista tehnică a instalațiilor este, cred că, din punctul nostru de vedere, cea mai importantă revistă de specialitate din domeniul instalațiilor. Testul pune foarte mare accent pe promovare și încă de la început am considerat că prin acest canal, prin revista tehnică a instalațiilor, putem să fim foarte vizibili în rândul inginerilor, în rândul companiilor din domeniul de instalații. Pentru că revista are un conținut, din punctul meu de vedere, foarte complet, foarte complex și corespunde sau răspunde în mare parte multor cerințe ale inginerilor de pe domeniu din România. Motiv pentru care noi în fiecare an încercăm să creștem aparițiile în revistă, considerăm un canal foarte bun de promovare, cu impact destul de mare, cu o distribuție bună pe domeniul de instalații și în acest motiv apreciem colaborarea cu revista și o considerăm unul dintre cele mai importante canale de promovare în domeniul acesta.